Băi, vă salut și bine v-am găsit la un nou episod. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Lexter pentru donația de aseară de 60 de euro. Bă, 60 de euro nu ar fi cine știe ce, dar pe mine în primul rând mă motivează să continui, adică simt că munca mea este apreciată și pe această cale vreau să-i mulțumesc din nou. Bă, în acest videoclip vreau să vă spun cum am început eu pe acest joc și chiar merită văzut acest videoclip pentru că o să vă spun și ce nu știu, o să rămâne șocați. Mă rog, nu că o să rămâne șocați, dar în fine, nu contează. Deci cum am început pe acest joc? Eram în clasa 7-a și eram în generală și văd că vorbeau băieții aia la școală de sam, de case, de bizuri, de mașini, de... Bă, la prima vedere mi s-a părut șmecher jocul, știi? Eu nu știam pe ce server se joacă, n-am mai întrebat, nu știam că e cu servere, cu de-astea. Și am intrat și eu pe un server, atunci era doar Bizon și încă puține servere, nu mai țin minte. Am intrat pe Bizon, m-am jucat, am făcut level 8 și m-am lăsat. După, prin 2014, m-am apucat de Bugged. Ăsta a fost primul meu cont de pe Bugged. Ăsta a fost primul meu cont de pe Bugged. Uita să nu încesc că vă mint, m-am apucat Joined 2014-12. Atunci m-am apucat eu prima oară de Bugged. După, bă, frate, am început să-mi placă și am cumpărat un cont mai mare. Un cont de aici am cumpărat un cont și am început să mă joc. Eram disperat după avere, după bani, după funcții, după cum se vede. Prima mea facțiune a fost paramedic oficial. După am intrat la ASTE în SFPD, bă, sincer mi-a plăcut. După am început să fac rang 5-uri ca să iau și o funcție. După mi-am dat seama că nu se merită să te joci. Ok. După mi-am dat seama că nu se merită să te joci pentru funcții. De ce? Pentru că eu aveam 3 rang 5-uri, multe ore, mă jucam ca disperatul și Tibi dădea helper la toate fetele pe care le avea pe server. Și fetele alea aveau un rang 5 în paramedic sau ceva. Adică nu era combinație, știi? Și după m-am apucat de mafii. Prima mafia a fost Los Aztecas la Kozlov. Kozlov fiind un admin vechi, fiind un tovarăș de-al meu. Nu știu, eram la fotbal. Eu nu aveam cu mafile, adică știam să trag, dar nu aveam cu mafile. Era la fotbal, ce faci, frate? Jos am dat, frate. Și era lider, m-am nimerit să fie lider Aztec. Bă, frate, mă bagi și pe mine? Da, frate, te bag. Sincer că l-am dat testul cu el, îl picasem, dar nu m-a picat. Mi-a zis să mai învăț asta, știți? Și m-a băgat și am luat ban pentru că aveam radar pătrat. Nu știam cu ce se mănâncă mafile și astea și de asta, să nu încerc că am avut cod ca asta. O să vă zic când mi-am luat cod. Bun, deci am terminat cu conturile astea două. După m-am apucat pe Orange Bugged. Orange Bugged am vrut să mă joc tot la fel pentru helper, pentru asta, dar un bulangiu pe nume Alvarez mi-a stricat PH-ul. Și după am zis, bă, mă piși pe el de Orange. Și am început să mă joc în mafia acolo. Am fost la costura rang 2. Adică eram, dădeam binișor, frate. Chiar dădeam binișor, mă voiau toți în mafie. Costura, Vagus, Azac în balas. Aici am făcut o mică pauză pentru că mi se stricase calculatorul. După am fost la Tilinca. După primul meu rang 6 a fost în 2016 a noua la Dister. La Dister era aici. Și după cum se vede am luat și un lider, primul meu lider pe SAM.
Bă, nu prea mă aveam bine cu ăștia. Am făcusem 20 de turfuri sau ceva de genul, dar aveam o grămadă de posturi pe zi. Nu știu dacă mai pot să le văd, dar aveam minim 10 posturi pe zi de la NAC și de la VDOG. Mă rog, NAC îl punea pe VDOG să-mi facă posturi. NAC îl punea pe VDOG să-mi facă posturi, VDOG îmi făcea că zicea că vorbesc rău de el. Oricum m-am împrietenit cu toți, cu NAC, cu VDOG, cu ăștia. M-am împrietenit cu toți între timp pentru că eu sunt băiat de treabă și mereu am fost cu oricine, nu m-a interesat cine, dacă mă respecte, respect. Bun, după am luat lider, după aveam 2.5 și 3 am renunțat. Mi-a zis cineva, o fată, că bă, renunță că o să mai ai lider și a avut dreptate. După am început, frate, să mă duc rank 6 la tot, să încerc să-i ajut. După am făcut o pauză. După iar m-am băgat rank 6, rank 6, rank 6 și am luat lider. Bun. Am luat lider. De fapt, nu. Pă, aici m-am lăsat de baghet și m-am apucat pe rubi. M-am apucat pe rubi. Se deschisese serverul, m-am apucat. De ce m-am apucat pe Ruby? Pentru că eu mă aveam bine cu Dănăcică și vorbisem pe Steam. Mă jucam și cantă și cu asta, stai în conferință, mă aveam bine, frate, cu și cu Dănăcică și cu Caen. Bă, și l-am întrebat, bă, frate, dacă mă apuc pe serverul tău, îmi dai lider? Da, frate. Și m-am apucat pe serverul lui. Mi-a dat lider mie și lui Cristiu. Lui Cristiu i-a dat Webster, mie mi-a dat Dănăcică, știi? Le era frică la ăștia că o să fie ca pe Baghet, că știi că am băgat muscoda și astea, dar totuși mi-au dat. Pentru că nu cunoșteau mulți player și mi-a dat mie. Ce am făcut? Deci eu aveam în jur la... Deci Cristiu, îl știți pe Cristiu, a avut Samurai team. Te pup, Cristi, te salut, nu, n-am nimica cu tine. Bă, și avea numai Codazm, frate, în sărătă. Și eu la fel, frate, aveam numai codați, că știți cum sunt eu. În orice mafie intru, umplu de codați, frate, pentru că toți tovarășii mei sunt codați. Bun. Și am intrat, mi-au intrat vreo 20 de codați. În prima zi de war mi-au luat ban 10. La el nu mai luat niciun ban. Bă, frate, și m-am enervat și mi-am luat V3.7, parcă așa se numea codul lui Fenomzor. Mi-am luat cod, frate. Și am dat cu codul, am dat cu codul, am dat cu codul până am luat ban. Deci am luat ban că am dat cu smutul la paint. Simplu. Eu am vrut să mă banez că nu mai îmi plăcea. După, intrasem eu în SFPD, dar ce credeți? Am luat lider pe Black. La fel. Am dat cu cod, frate. Stăteam pe poziție pe 30, dădeam cu rifla 400-400, nimeni nu m-a banat. 30 de codați nu m-a fi, exagerez, vreo 28 de codați. Bun, deci m-a avut lider, am jucat cu codan, știu cum să joc cu cod, cum să bag codați, cum să astea. Am luat ban cu X, dar nu mai contează. Da. Bun. După știu că s-a deschis serverul Jad. Pe server, da, am ban. V-am mai explicat de ce am ban. Mi-a sunat telefonul, mă scuzați. M-am apucat de serverul Jade. Am făcut și un rank 5, m-am jucat așa la Caterinca. După am mai început să mă mai joc într-o mafie 2-3. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Și am luat lider, frate. Da. Am luat lider și aici. Și după m-a spus că în pe privilegiere cheats. Da. Lasă, alții au 30 de codați în mafie și nu ia nimic, ca și pe mine mă scoate pe privilegiere, nicio problemă. Nu e că sunt supărat sau ceva, dar să fie corect pentru corect cu să fie corect cu toată lumea, frate, nu o să avantajeze sau astea, știți? Bun, ce voiam să vă zic. Când am luat lider la Stecas,
De fapt, hai să vă zic cum a fost cu pilele. Când am un lider la italian, de-am mesaj la un admin dacă îmi dă lider. Și nu știu cum se face că peste 2-3 zile am luat liță. Bun, asta unul la mână. După. Pe Ruby la fel, Vansi, am dat mesaj pe Steam-ul de nărcică. După, al treilea lider a fost pe Bugged. Pe Bugged mă înțelegeam foarte bine cu adminul. Numai puțin, cred că s-au de ceva pe fundal la mine problema. Pe Bugged, adminul era fratele meu. Frate, în ghilimele. Bă, și am zis să-mi dea lider, frate. Și m-a întrebat, bă, la ce vrei, mă, la Stikas sau la Balas? Eu am zis la Balas, frate, dar el mi-a dat la Stikas, că zici că e el, Stikas-ul mai de suflet, că a avut lider acolo, că na. Bă, am zis, bine, frate, dă, nu contează. Așa, și ultimul lider, chiar nu l-am luat pe pile, ultimul lider. L-am aplicat, eu credeam că nu o să-mi dea nimeni lider, pentru că știam că sunt certați cu ei, știi? Și am zis, bă, nu cred că mai îmi dau ăștia lider. Bun. Și uite că mi-au făcut o surpriză plăcută, dar plăcută în ghilimele. Stați puțin. Bun, am revenit. Da, cum vă ziceam. Da, frate, de trei ori l-am pe pilă, odată am luat pe merit, frate. Ce vreți să vă mint asta? Că nu mai are niciun rol, jocul ăsta e mort. Uite-te și server nu am deschis 6 de player. Bun. Cum am apucat eu de coduri? Bă, am zis, mă băteau băieții pe turf, am văzut că aveau coduri, că banau de la mine, am zis, bă, mă piși pe lesam. Dau cu codul. Imediat am primit și o notificare. Da, nu contează. Bă, mă piși pe el de joc. Bă, și mi-am luat codul, frate. Imediat, că am luat câinele. Gata, am revenit, venise sora mea acasă și câinele se bucură și el că e câine, dracu. Bun, deci cum am apucat eu de coduri, frate? Deci mă bătau băieții, mi-am luat cod, m-am pișat pe toți oricând și taie, frate. Și acum am cod, nu mi-e rușine să recunosc, sunt un codat, cum vreți voi să-mi ziceți, dar eu dau bine și fără cod și am demonstrat prin multe chestii că dau bine și fără cod. Ia uite cum țin ținut apel. Eu dau bine și fără cod, frate. Bă, și în ziua de azi sunt pe Purple Bugget. Bă, după părerea nu mai are rost să vă jucați Samp. Eu m-am apucat că s-au apucat și tovarășii ăștia vechi și facem o caterincă două, dar nu prea mai am timp. Am dracu, rank 1, o să stau rank 1 50 de zile, că iau FV-uri, că n-am timp să mă joc. Și încă ceva, frate, dacă știți cineva care face miniaturi, să mă ajute și pe mine cu niște miniaturi, că le-am trimis mesaj la 2-3 tovarăși, de-a mii tovarăși în ghilimele și văd că nu vor să facă și mie o amărâtă de miniatură. Bă, pana mea, cam asta a fost povestea mea pe jocul ăsta. Care, jocul ăsta care a murit. Dar sunt fericit că... Dragoș. Uite, m-a luat ăsta din clan banca lăsă. Sunt fericit că... Că am prins vremurile alea 2014, 2015, 2016 și puțin din 2017, foarte puțin. Bă, cam asta a fost videoclipul, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați, să apăsați pe butonul de like, nu uitați diseară de la 20.00 avem live de la Warrior. Hai, v-am lăsat, vă pupă fratele vostru.